A reușit identificarea celor trei autori ai crimei de pe strada Moldoveanu. Sunt trei bărbați din Dolj. Așa este, până în prezent niciunul dintre ei nu a fost reținut. Este posibil să fi părăsit toți trei țara. Andreea Borboros a urmărit acest subiect și vine cu mai multe informații despre crima afaceristului Adrian Crainer. Bun găsit tuturor! Într-adevăr, iată că ultimele informații în acest caz sunt acelea că anchetatorii au reușit să identifice pe cei trei autori ai crimei în cazul omului de afaceri din Sibiu, practic vorbind de trei bărbați din Dolj. Până în aceste momente, așa cum bine ați spus și voi, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Anchetatorii au de altfel indicii că acestea ar fi putut părăsi țara. Extrem de important de menționat este faptul că identificarea celor trei a fost făcută cu ajutorul probelor ADN prelevate din mai multe locații și de asemenea în urma declarațiilor date de către apropiații omului de afaceri în fața anchetatorilor. Aseară au fost făcute percheziții în Dumbrăvița, în județul Timiș, la un bărbat apropiat de unul dintre suspecții în acest dosar. Acesta este suspectat de faptul că ar fi ajutat cei trei autori atât cu găzduirea cât și cu transportul lor, pentru că vă reamintesc că unul dintre cei trei suspecți a ajuns în România din Belgia în urmă cu o lună, de altfel matorul cheie în acest dosar l-ar fi ajutat atât cu găzduirea cât și cu transportul. Pe camerele de supraveghere apare momentul în care matorul cheie este surprins de unul dintre suspecți, chiar într-un mall de aici, de la Sibiu, situat foarte, foarte aproape de unul din apartamentele închiriate de cei trei suspecți de aici, de la Sibiu. În aceste momente, martorul cheie se află în custodia poliției. Astăzi, cel mai probabil, procurorul de caz va decide ce măsuri urmează a fi luate în ceea ce privește pe martorul cheie. De cealaltă parte, cel mai probabil, autoritățile vor emite un mandat de arestare în lipsă în cazul celor trei autori. Să toate aceste lucruri vor fi cel mai probabil stabilite astăzi, atunci când, vă spuneam, procurorul va decide care sunt măsurile care se impun în acest moment. Îți mulțumim, Andreea. Așadar, cei trei bărbați care l-ar fi ucis pe afaceristul Adrian Crainer din Sibiu au fost identificați de anchetatori, ei nu au fost încă reținuți și este posibil să fi plecat deja din țară. Este vorba despre trei bărbați din Dolj.